Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Atmosfera din această săptămână promite să fie armonioasă. Începutul săptămânii este extrem de favorabil activităților legate de explorarea a tot ceea ce este necunoscut. Pe 20 iulie, Biserica Creștină sărbătorește pe Sfântul Ilie. În calendarul popular, Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul recoltei și tot în credința populară se spune că tot el este cel care controlează tunetele și fulgerele. El pedepsește pe cei necredincioși. Soarele va fi în Leu din 23 iulie. În Leu, soarele este mândru, vesel și jucăuș, este intens individual, nu este mulțumit de faptul că pur și simplu este unul din echipă. E timpul să strălucească, să adauge culoare și dramă vieții tale. Ca și florile și fructele sezonului, înflorite sau ajunse la maturitate, acesta este un moment în care dorești să te bucuri și să te exprimi. Vei fi mai generoasă și mai amplă în gesturile și atitudinile tale. Există un motiv pentru care aproape toată lumea pleacă în vacanță în iulie și în august. Ar putea avea de a face cu vremea, dar cu siguranță are de a face cu sezonul ferinelor. Leul știe totul despre distracție, aventură și bucuria. De ce nu te duci într-o vacanță când tot ce vrei este să te distrezi? Chiar dacă trebuie să lucrezi, în septembrie ai ocazia să pui inimă în tot ceea ce faci. Vei descoperi că ești mult mai creativă și mai distractivă decât crezi că ești. În timp ce soarele va intra în semeț în constelația Leului, în Roma Antică, 23 iulie era dedicată lui Neptun. Neptun a fost numele pe care romanii îl dăduseră zeului grecesc al mării și cutremurelor Poseidon. El a fost fratele lui Jupiter și al lui Pluto. După înfrângerea tatălui lor Saturn, cei trei frați au împărțit lumea în trei părți pentru a putea fi condusă de către unul dintre ei. Jupiter a luat cerul, Neptun a luat marea și Pluto lumea întunecată subpământeană. Neptun avea reputația de a avea un temperament violent. El a fost descris ca bărbat bărbos cu trident, așezat într-o scoică trasă de cai de mare. Este de asemenea un moment bun pentru a face planuri pentru viitor, a consulta un astrolog, a te interesa de viitorul tău. Această perioadă poate oferi bune oportunități pentru creativitate și dezvoltarea spirituală. O dietă începută de luni va da rezultate bune dacă vei fi activă. Luni vizitează un salon de înfrumusețare. Nu vei face rău pentru a aloca timp pielii și părului. Mergi miercuri sau joi la un coafor bun. Este timpul să îți îngrijești părul. Astrele îți promit vineri o zi bună pentru a vizita teatrul, muzeul, centrul expozițional, locurile cu putere spirituală. În ultimele zile ale săptămânii, atmosfera va deveni mai intensă, trebuie să fii atentă la problemele de securitate. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Nu crezi că dorințele se realizează? Încearcă să-ți pui o dorință în noaptea de luni. Se va împlini și repede. Reprezentanții sexului opus vor fi fascinați de tine și o vor arăta în orice mod posibil. Nu îți fie frică să întâlnești pe cei care te interesează în mod clar. Petrece mai mult timp și acordă mai multă atenție familiei și prietenilor. Munca ta nu va fi atât de sincer salutată la ușă. Este timpul să începi o curățenie de primăvară. Astrele avertizează. Ești plină de așteptări care ar trebui abandonate chiar acum. În această săptămână poți rezolva în mod intenționat probleme mai vechi și mă refer inclusiv la relații personale confuze. Prima și cea mai importantă dintre acestea va fi criza financiară personală. Dacă ai trecut prin mai multe opțiuni cum poți deveni mai bogată, vei găsi o modalitate de a scăpa în cele din urmă de lipsa de bani. Rudele tale vor susține cu entuziasm această idee. Principala problemă pentru tine în următoarele zile va ține de legăturile cu colegii sau vecinii. Printre ei există numeroși invidioși și ticăloși care pot interfera cu succesul tău. Marți, potrivit astrelor, este o zi favorabilă pentru călătorii, negocieri, poți găsi noi parteneri. Nu merită să cheltui banii promiși, deși există tentații dificil de refuzat. Secretele tale pot fi dezvăluite vineri, deci țineți gura închisă, ascultă mai mult decât spui. Dintr-o dată poți primi o ofertă pentru a conduce o echipă sau un grup, pentru a efectua instruire sau a participa la un seminar. Nu ezita! Fii de acord. Acest lucru va afecta foarte mult viitoarea creștere a carierei, după cum susțin astrele situate în casa a 11-a pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur. În cele din urmă, dunga întunecată din viața ta se termină și soarele revine pe strada ta. Problemele de numerar pot fi rezolvate complet și vei putea să o faci singura. Cele mai multe opțiuni posibile sunt creșterea salariului sau schimbarea activității. Nici munca, nici problemele cu finanțele, nici dificultățile care au apărut în familia ta nu te vor forța să părăsești limitele confortabile pe care tu le creezi pentru tine. Uită-te la lucruri cu adevărat. Atâta timp cât nu ai o anumită sumă în mâinile tale, nu începe să cheltui bani în absență. Poți constata cu uimire că începi să ai mult mai puțin de lucru. Timpul liber nu este deosebit de plăcut pentru tine, deoarece din punct de vedere financiar nu sună promițător. Începe să te gândești serios la asta miercuri și apoi rezultatele vor apărea imediat. Îți recomandă astrele situate în sectorul 2 al astrogramei tale. Stelele te vor împinge să menții un mod de viață foarte activ, ceea ce nu este tipic pentru tine, dar este vorba despre cele necăsătorite care își pot întâlni dragostea. Așa că uită-te dinainte după rochii de seară, acestea sunt utile pentru tine. Este timpul să îți depășești mândria. În jurul tău apar în mod constant evenimente interesante, nu pierde ocazia de a participa activ la ele. Dacă ești căsătorită și de curând ai avut o ceartă, așteaptă ca omul să ia inițiativa. La serviciu, totul se va desfășura bine, o perioadă favorabilă pentru călătorii, iar în weekend îți poți permite o călătorie scurtă într-un alt oraș. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni. În această săptămână, astrele îți vor asigura pacea și liniștea atât la locul de muncă, cât și în viața personală. Dar nu merge prea departe, se poate termina prost. Nu împrumuta bani, mai ales către prieteni. Asigură-te că ai timp să faci ceea ce îți place foarte mult. Tu ești capabilă să te adaptezi bine la orice situație și să găsești o modalitate eficientă care va surprinde adversarii tăi și îți va aduce multe beneficii în viitor. Mă refer la un proiect pentru care ai lucrat mult timp și numai acum începe să câștige. Joi este o zi favorabilă să semnezi orice documente, să faci tranzacții, să investești bani. Multă răbdare va fi necesară în viața de familie, începi să simți resentimente, deși greșești în multe privințe. Fii activă și încrezătoare în a consolida relația cu partenerul tău de afaceri sau de căsătorie. Nu te retrage în sine, nu uita să promovezi un stil de comportament deschis și vei depăși cu siguranță dificultățile. Pe lângă muncă și afacerile financiare, în zilele următoare te poți concentra pe îmbunătățirea locuinței și a vieții. Un prieten mai vechi te va ajuta cu acest lucru și împreună cu el vei putea să realizezi rapid toate ideile tale îndrăznețe de design. Frontul personal va evolua fără nicio dinamică, dar problemele legate de dragoste nu sunt prevăzute pentru tine în această săptămână. Duminica este cea mai potrivită zi a săptămânii pentru practicarea sportului și pentru îngrijirea corpului tău. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac. În această săptămână are sens să asculți intuiția ta. Pentru rezolvarea unei probleme complexe de serviciu, acționează nu numai cu ajutorul logicii, ci și înarmată cu subconștientul. Nu îți fie frică să asculți tot ceea ce îți spune al șaselea simț, pentru că te poate duce la succes. Cu toate acestea, în chestiuni legate de finanțe, nu are sens să îți consulți subconștientul. Aliatul principal în acest aspect poate fi o rudă mai în vârstă sau o altă persoană care are părul alb și a văzut multe. Vei avea ocazia să câștigi niște bani în plus. Nu rata! În această săptămână te poți gândi mai mult la problemele cu un iubit, deși îți asumi prea multă responsabilitate. Astrele îți recomandă, dă-i libertate și posibilitatea de a lua decizia corectă. Marți vei avea șansa să te întâlnești cu prietenii, dar nu împărtăși gândurile tale despre viitor, nu grăbi lucrurile. Miercuri și joi ai grijă de corpul tău, du-te la spa și bucură-te de propria imagine. Schimbările de aspect îți vor aduce beneficii. Joi poate fi o zi foarte activă pentru tine, dar nu te angaja până când nu vezi continuarea necesară. Când a fost ultima dată când ai citit o carte din cele tipărite pe hârtie? Este timpul să descoperi noi orizonturi de abilități și cunoștințe, totul se va dovedi a fi favorabil. Mult noroc de partea ta poate fi pe frontul personal dacă ești singură. Este de așteptat să fie o aventură interesantă, sunt șanse mari să te familiarizezi cu viitoarea a doua jumătate. Weekendul poate fi foarte fructuos, vei fi plină de energie și nu stai într-un singur loc. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu. În această săptămână poți fi destul de nervoasă. Acest lucru poate provoca apatie și chiar depresie. Astfel de schimbări în caracterul tău pot afecta relațiile la locul de muncă, va fi dificil să găsească cineva o limbă comună cu tine. Colegii vor împărți sfera de influență la locul de muncă. Cu toate acestea, este improbabil ca cineva să se aventureze să încalce domeniul tău de competență. Chiar dacă dintr-o dată există un astfel de îndrăzneț, te vei descurca, deși nu ar trebui să-ți taie careva calea. Astrele susțin că nu vei avea timp să te gândești la nimic altceva decât problemele interne curente. Probleme cu apa, defecțiunile mașinii, computere sau alte dispozitive de neînlocuit te vor bântui ca un dezastru natural. Nu încerca să cauți un vinovat în aceste mici neplăceri, deoarece de vină este doar o aliniere planetară nefavorabilă și nu mecanismele invidiei tale. Găsește forța de a supraviețui aceste etape cât mai calm posibil. Gândește-te la bine și nu uita că în curând va veni o perioadă de mari succese și noroc pentru a înlocui săptămâna neagră. Acum este un moment bun să te relaxezi departe de casă, să faci o călătorie, preferabil cu mijloace de transport în comun, mai ales că o atmosferă psihologică nefavorabilă va domni în casa ta. Este de asemenea timpul potrivit pentru a obține un loc de muncă și pentru a pune în aplicare planuri mici personale. Sprijinul membrilor familiei, al celor dragi și al prietenilor îți va fi foarte necesar, dar o întâlnire romantică poate restabili vitalitatea ta. Ia inițiativa, iar apoi vei avea un weekend bun. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara. Setea de succes și de bogăție poate crește, dar trebuie să corespundă cerințele tale cu posibilitățile reale. Succesul material poate veni datorită cooperării de succes și abilității de a ține cont de gusturile și dorințele oamenilor. Acum intuiția ta este atât de acută încât nu ai nevoie de niciun ajutor. Fii activă și nu pierde timpul dacă ai șansa de a te dovedi la locul de muncă. Dacă ești interesată de un proiect, treci imediat la implementare. Va fi apreciat. Un venit bun poate oferi munca manuală, specialitățile tehnice. Te rog să reții că pe parcursul săptămânii poți fi complet diferite de tine însăți, poți fi complet absorbită de o cunoștință nouă și acest lucru îți va aduce satisfacție. Miercuri și joi sunt cele mai bune zile ale săptămânii pentru întâlniri romantice. Dacă ești căsătorită, poziția planetelor în această perioadă poate cauza probleme cu a doua jumătate. Acest lucru va părea pentru tine o prostie, că nu merită atenție, dar partenerul nu va fi de acord cu asta. Mintea ta agură îți va permite să dovedești iubirii tale că el exagerează totul și face un elefant dintr-o muscă. Sfârșitul săptămânii este potrivit pentru găsirea unei slujbe dacă nu ești mulțumită de ceea ce faci acum. Ar putea exista sugestii foarte neașteptate, dar fii atentă la ele. În altă ordine de idei, în această săptămână vei fi adevărata favorită a fortunei. Dacă nu ai cumpărat încă un bilet de loterie, este logic să-l cumperi cât mai curând posibil. Norocul te va bântui cu adevărat, atât în chestiuni oficiale, cât și pe frontul personal. Pentru a nu sperea favoarea fortunei, abține-te de la aroganța încrezătoare în sine și să accepti cât mai liniștite toate darurile numeroase ale sorții, deși nu sunt gratuite. Fă niște fapte bune, dă lucruri inutile într-un adăpost sau fă o donație bisericii. Principalul lucru este să vină din inimă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Nu te simți în largul tău pentru că nu știi ce să faci, iar alții nu pot ține cont de părerea ta. Nu intra în panică, va trece în curând. Cel mai bun lucru pe care îl poți face acum este să îți pui sănătatea în ordine. Dacă suferi de boli cronice sau dacă ai o predispoziție față de acestea, ar trebui să acorzi o atenție deosebită acestui sfat. Cu toate acestea, nu ar trebui să fii distrasă de nimic, să te străduiești spre obiectiv. Poți simți că norocul este de partea ta, există un fel de sprijin, poate chiar un plan financiar de sus. Astrele îți recomandă, marți este potrivită pentru întâlniri de afaceri, acestea pot aduce imediat rezultate tangibile. Este posibil să începi pregătirile pentru un eveniment important, iar temele pot fi consumatoare de timp seara. Vrei să-ți surprinzi oaspeții? Succesele în sfera materială pot proveni din sprijinul prietenilor și patronilor care pot contribui la avansarea în carieră. Este mai dificil să acționezi independent și singură. Nu vei avea suficientă putere pentru activitățile materiale productive. Dacă ești căsătorită, va trebui să depășești o bandă de neînțelegere care a apărut în relație cu partenerul de căsătorie. Nu vei putea să lucrezi în mod normal în timp ce pasiunile mexicane fierb între pereții casei tale sau, mai degrabă, în timp ce iubitul este isteric, umple valize și amenință să depună dosar pentru divorț. Încet și cu mare dificultate vei putea convinge jumătatea furioasă că există certuri în fiecare cuplu și că nu orice scandal devine un motiv pentru o pauză. Ca rezultat, viața de familie va cădea treptat într-o rutină normală și toate necazurile vor rămâne în trecut. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. În această săptămână te vei afla la o răscruce de drum. Motivul va fi partenerul tău. Poate că va insista asupra ta și va cere o supunere completă. Dă-i ce vrea și fă cum dorește. Dacă îți depășești propria mândrie, poți câștiga. Dacă vei arăta fermitate, agravezi situația. În sfera materială poți căuta o oportunitate de a face un nou pas în viața ta. Poate că ai analizat situația și ți-ai dat seama că ești inactivă în același loc, literalmente, în toate privințele. Luni poți fi gata să lupți cu concurenții tăi și vei reuși. Miercurea este o zi care aduce mici probleme și nu ar trebui să le acorzi prea multă atenție. Un apel neașteptat joi va schimba imediat planurile tale pentru weekend. Acționează fără să stai prea mult pe gânduri. Poți primi o veste minunată care îți va încânta imaginația. Vei vedea o perspectivă cu adevărat fără precedent care îți va oferi încredere în abilitățile tale și te va inspira pentru faptele tale. Poți să hotărăști să începi un proiect creativ de lungă durată. Este o perioadă bună pentru noile cunoștințe, atât de afaceri cât și romantice. Dacă ești liberă de obligații, poți face cunoștință prin corespondență, în companie sau în timpul unei mici călătorii. De asemenea, în această săptămână este bine să fii în centrul atenției, să câștigi simpatia. Săptămâna poate fi foarte dinamică, te obosești, ai nevoie de puțină odihnă în weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător. Săptămâna îți este favorabilă pentru procedurile medicale și cosmetice. Dacă ai planificat o călătorie la un medic sau un cosmetician, acum ceva mai mult timp, acum este momentul potrivit. Dacă ești pasionată de studiul științelor secrete, de înțelegerea secretelor și a misterelor, se deschid acum oportunități bune de cunoaștere și de autoîmbunătățire. La lucru este posibilă o anumită tensiune. Motivul este oboseala ta, ai nevoie de odihnă. Chiar dacă există probleme restante, pune-le deoparte. Mergi mai mult și cheltuie mai mult timp în natură. Afectează bunăstarea ta o plimbare cu o persoană care are viziuni comune cu tine asupra vieții. Întreaga săptămână îți va place, vei continua să te simți foarte cerută și căutată și acest lucru îmbunătățește incredibil stima de sine. Păstrează-te în formă bună, îți oferă posibilitatea de a câștiga credibilitate. Marți, oameni noi vor apărea în împrejurimile tale și îi vei trata cu atenție, va trebui să lucrezi cu ei în viitor. Poți conta pe profit din investirea banilor miercuri. Începând de miercuri, este o perioadă excelentă pentru a-ți împlini visele, adevărat cu condiția ca acestea să fie asociate cu casa și familia. În caz contrar, ele nu pot fi realizate. Prin urmare, cu dorințe mai modeste, draga mea, nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard. O mică dispută în weekend poate să apară fără vina ta. Partenerul tău nu are dreptate, dar nu își va recunoaște greșelile. Dacă nu ești într-o relație, o persoană cu care te întâlnești undeva în mulțime ar putea fi a doua jumătate perfectă. Dacă ești deja legată de legăturile de familie sau de afecțiunea de lungă durată, această cunoștință te va face să te gândești. Va trebui să decizi ce loc ești pregătită să-i oferi. Dacă pasiunea nu este prezentă în relația actuală de mai mult timp, există o șansă foarte mare să răsucești o aventură pe margine, fără să-ți reproșezi un astfel de comportament nevrednic. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn. Succesul material va depinde în mare măsură de capacitatea de a construi și menține relații. În această perioadă, exacerbarea relațiilor cu colegii agresivi este plină de probleme care pot duce la pierderi materiale. Stelele arată că succesul tău financiar depinde clar de alte persoane. Te vor ajuta în afacerile tale? În măsura în care reușești să-i convingi, întrebările tale despre bani vor fi rezolvate cu succes. La locul de muncă există o șansă de a realiza o promovare, trebuie să devii mai solicitată și acest lucru va fi observat de către superiori. Având un scop de a face o achiziție foarte scumpă, poți renunța la toate cheltuielile inutile și să pui întreaga familie în modul de austeritate. Mai aproape de sfârșitul de săptămână, capitalul tău va ajunge la nivelul necesar și vei merge să faci o achiziție mult așteptată. Un alt motiv de bucurie pentru tine va fi întoarcerea unui prieten vechi. Un prieten pe care nu l-ai mai văzut de câțiva ani coboară brusc în casa ta exact după ce ai devenit proprietara obiectului mult așteptat. Dacă ești încă singură, un bărbat va apărea la orizont și va atinge corzele romantice ale sufletului tău. Sentimentele reciproce vor fi de scurtă durată, dar vor contribui la trezirea fluturilor în stomac. Poți începe cu pasiune un nou proiect de lucru și, în același timp, îți poți schimba radical principiile legate de familie și de sentimentul de datorie. Duminică te poți aștepta la apariția unei persoane care te va ajuta să crezi în tine însăți odată pentru totdeauna. Weekendul este cel mai bine să-l dedici familiei sau ție însăți. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător. Ar trebui să încerci să petreci săptămâna cât mai calm posibil, să nu te implici în lucruri care nu te interesează. Poți doar provoca conflicte și în interesul tău egoist să nu observi nimic. Astrele te sfătuiesc. În legătură cu afacerea sau serviciul tău, este mai bine dacă le vei asocia cu treburile casnice. Ia-ți o săptămână liberă. Toată săptămâna ești predispusă la schimbări de dispoziție, te poți îngrijora de cineva. Vei avea nevoie de pace și liniște. De îndată ce vor începe zilele de lucru, va deveni clar că potențialul tău energetic este la un nivel foarte scăzut. Dacă vei găsi ocazia de a lua concediu medical sau de a te retrage un timp, nu ezita, altfel va trebui să lucrezi în ciuda tuturor problemelor. Întorcându-te acasă de la serviciu, te poți retrage complet și din acest motiv rudele tale vor avea multe întrebări. Dacă vei putea explica în mod corect ce se întâmplă cu tine, oamenii apropiați nu te vor mai irita cu discuțiile și cererile inutile. Fii atentă atunci când îți exprimi emoțiile și sentimentele. Expresia ta poate fi greșit înțeleasă. Pentru a nu ofensa pe nimeni, evite atacurile extravagante. Problemele financiare pot fi cauzate de risipa ta sau de administrarea necorespunzătoare a bunurilor. Vineri poate exista o călătorie neașteptată care te va ajuta la rezolvarea rapidă a unei probleme. Pesimismul și deznădejdea profită de tine în acest weekend. În plus, bunăstarea poate lua o pauză de câteva zile. Nervozitatea și anxietatea pot apărea și este complet nerezonabil. Acest lucru va fi activ în special în zilele de sâmbătă și duminică. Prin urmare, nu începe nimic serios în aceste zile și nu comunica decât dacă este absolut necesar. Ai nevoie de intimitate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. Poziția planetelor te poate face foarte îngrijorată de sănătatea celor dragi. Tulburările pot avea un impact negativ asupra propriei bunăstări. Încearcă să nu te concentrezi asupra negativului, ci să acorzi atenție binelui. În acest moment poți rezolva chiar și cele mai dificile sarcini datorită ingeniozității și intuiției. De asemenea, prietenii și cunoștințele te pot ajuta și sprijini. Acum, spiritul unui cercetător și inventator se poate trezi în tine. Cercul cunoștințelor se va extinde, vor avea loc întâlniri uimitoare. Dă fiecărei persoane o șansă de a se dovedi. Nu-l respinge după doar câteva minute de comunicare. Bărbații extra buni vor dispărea rapid. Tu trebuie să arăți nu numai bine, dar minunat. În această săptămână, astrele te îndeamnă să nu te grăbești, altfel vei avea timp să faci contrariul. Trăiește în ritmul obișnuit, nu reacționa violent dacă încearcă cineva să te împingă peste balustradă. Poate că a fost o greșeală. Ca rezultat, vei câștiga o victorie asupra ta, vei face fața anxietății tale și vei începe să cucerești sistematic noi orizonturi. Întorcându-te într-o afacere plină de rechini, poți începe să traduci în viața unui proiect de afaceri îndrăzneți. Nu vei putea să ascunzi de oamenii apropiați panica pe care o vei experimenta pentru rezultatul ideii tale și acest fapt îi poate face pe mulți să se îndoiască de viabilitatea ideii tale. Miercurea este o zi foarte bună pentru a te bucura de cumpărături și în același timp te vei odihni. Joi poți depinde de opinia soțului, dar întrebarea trebuie rezolvată împreună și evitând conflictele, iar în viața ta personală vei fi pus un punct de grăsime. În weekend vei avea timp să faci multe, doar că nu te vei putea relaxa pe deplin. Încearcă să te gândești la asta în avans. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!